Bun găsit! Direcția de Sănătate Publică Suceava a anunțat că în cursul zilei de 19 august au fost confirmate 3 cazuri de meningită cu virusul West Nile. Persoanele diagnosticate au vârstele cuprinse între 81 și 83 de ani și sunt din Fântânele, Suceava și Bosanci. O persoană în vârstă de 83 de ani din Bosanci a decedat din cauza afecțiunilor cronice grave. Celelalte două persoane diagnosticate, un bărbat de 81 de ani din Fântânele, a fost internat la secția de boli infecțioase din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, cu evoluție favorabilă fiind externat pe data de 17 august, iar un bărbat de 88 de ani din Suceava este în stare mai gravă, fiind și el internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou. Direcția de Sănătate Publică Suceava solicită celor 3 UAT-uri să ia măsuri pentru dezinsecție. De asemenea, au fost informați instituția prefectului Centrul de Transfuzii Suceava pentru luarea măsurilor suplimentare de verificare a sângelui de la donatori, precum și Spitalul Clinic Județean Suceava pentru efectuarea unor investigații suplimentare în vederea unor proceduri de transplant. Infecția se produce în urma înțepăturii de țânțari infectat cu acest virus, țânțarii de la noi preluând virusul aparent de la păsările migratoare. În majoritatea cazurilor, infecțiile la oameni sunt asimptomatice, dar un procent mic poate dezvolta forme grave. DSP Suceava recomandă populației să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelante pentru țânțari, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.